Vara aceasta este cea mai așteptată perioadă din an pentru fanii care au ocazia să le surprindă pe vedete în vacanțe, așa cum nu le vezi toată ziua pe Facebook. Unele cu celulita la purtător, altele cu colăcei sau aripioare. Dar chiar și așa, unele dive fac paradă cu formele lor. La 45 de ani, Cristina Spătar rămâne una dintre cele mai sexy artiste din România. A investit mulți bani în trupul ei și merge la o mulțime de saloane de înfrumusețare pentru că obrazul subțire cu cheltuială se ține. Dar rezultatele se observă atunci când își etalează formele pe plajă. Chiar și domnii care sunt însoțiți întorc capul după ea, căci apariția Cristinei Spătar este într-adevăr spectaculoasă. Și Andreea Marin arată minunat în costum de baie. A slăbit foarte mult în ultimul an, iar fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare îi aduc zânei mii de like-uri. Fanii vedetei s-au declarat uluiți de îndrăzneala Andreei din ultima vreme, căci diva pudică a devenit extrem de îndrăzneață. De când Ilie Năstase i-a cumpărat un apartament luxos la malul mării lui Brigitte, parcă nu-i mai vine să părăsească litoralul. Petrece zile întregi la plajă și își expune cu generozitate formele voluptoase. Bine, trebuia să își pună în valoare fundul proaspăt tunat, nu? Ei bine, fotografiile ei i-au împărțit pe fanii în două tabere. Unii i-au admirat dotările, în timp ce alții s-au arătat dezamăgiți de schimbările pe care le-a făcut bruneta. Doamne, ce fund urât ți-ai făcut! Zici că ați înnebunit toate. În loc să mergi la sală... Ești bună, Marie! Se încăpățânează să nu-și arate vârsta și poate păcăli pe oricine că este cu cel puțin 20 de ani mai tânără. Bronzată, întinsă într-o poziție senzuală, pe o canapea albă și îmbrăcată într-un costum de baie albastru, Mihaela Rădulescu a reușit să încingă din nou imaginația bărbaților. Diva de Monaco se pozează numai în ipostaze incendiare la plajă și la piscină. Madalina Ghenea și-a scos din minți admiratorii. Deși a născut de curând și este o mamă și o iubită dedicată, actrița publică o mulțime de fotografii extrem de incitante pe paginile de socializare. Și la cum arată în costum de baie, e greu să nu lași un comentariu sau o apreciere.